Cornelia Q&A despre Nissan Silvia, întrebările tale voastre, eu nu fac altceva decât să-l prezint pe Vlad cu al său Nissan Silvia S14 cu motor de Skyline și să vă citesc întrebările pe pagina de Facebook și pe contul de Instagram. Și avem așa, prima întrebare sună așa. Ești pregătit? Pregătit, dar vezi că îți dau puncte, te notez la sfârșitul anului, premiu, catalog, tot ce trebuie. Fără modificări extreme. Nu e caz. Sau e caz? Nu știu. Fără modificări extreme, se poate folosi ca daily car în România? Aici mă refer și la fiabilitate, procurarea pieselor, etc. Procurarea pieselor, să zicem că nu e cea mai simplă din lume, dar în rest așa e o mașină destul de comodă în forma ei originală, cu suspensie stock. Are un motor 2 litri turbo care e destul de popular în ultima vreme și pe alte mărci. Deci, da, de ce nu? E mai greu cu vârsta, că în trafic se întâmplă diverse și da. Bun, cineva ne întreabă dacă ai făcut 0-100 în cât timp? 0-100. Acum nici nu te întreb 0-100 cu motorul de Silvia, 0-100 cu motorul ăsta, nu știu. Dacă ai vreo 0-100 vreodată? Sincer, nu am cronometrat niciodată 0-100. Se întâmplă lucrurile destul de repede. Și momentan în setup-ul ăsta am o transmisie destul de lungă, măcar pot să zic că a doua trece mult peste 100. Ne întreabă un băiat, Mădălin spune, ne întreabă în felul următor, zice, se mai merită să strici o caroserie de S14 pentru drift? Absolut nu. Întotdeauna am fost de părere că S14-le și chiar și S13-le merită stricate. Sunt momentan destul de multe alte platforme pentru așa ceva. Care este dotarea sau opțiunea care iese în evidență la Silvia în anii de fabricație? Ca să punem întrebarea sau cosmetizăm să sune mai bine, ce te-a impresionat pe tine la Nissanul Silvia S14 față de alte mașini din generația ei ca și dotări opționale? Are aproape toate dotările, mă rog, majoritatea dotărilor opționale pe care le are o mașină din zilele noastre. Scaune încălzite, oglinzi electrice, aer condiționat, ABS, cam da. Lupe, xenoane. Face pe nebuna sau e fată de treabă? E foarte nebună, nu e de vreme acasă, nu e gândită deloc. Bun, tot aceleași întrebare cu daily-ul, cât consumă. Asta mi se pare un pic trasă de port, dacă vrei să răspunzi sau dacă ai un consum pentru ea cu motorul ei sau cu motorul de Skyline, habar n-am. Și vrei să spui oamenilor? Pot să zic atât despre consum, cu motorul de Skyline, plin făcut dimineață, nu, seara în Brașov, mers la Prejmer, o zi întreagă de circuit, venite înapoi în București și încă am benzină. Deci s-a mai rămas dintr-un plin. Dintr-un plin. Bun. Ceea ce e bine. Bun. Mă întreabă cineva câți cai estimezi că o să facă mașina într-un stage 3. E destul de complicată întrebarea, dar aș putea să te întreb câți cai vrei să faci pe motorul de Skyline pentru această mașină. Targetul de putere acum e la 300, targetul în viitorul mai puțin apropiat probabil o să fie undeva la 450. Deci 450 de cai. Bun, astea au fost întrebările. Mai e o întrebare. Ne-a mai întrebat cineva codul de culoare de la mașină, dacă știi. I-a plăcut lui așa în poză. Sincer, nu știu pe din afară codul de culoare. A fost vopsită, revopsită mașina și am undeva o cutie cu o rămășiță de vopsea și cred că scrie pe ea. Dacă oamenii sunt super interesați de codul de culoare, atunci îi puteți scrie lui Vlad pe Facebook sau pe Instagram, mesaj privat și cu siguranță o să vă ajute. Nu e niciun secret. E tot ok. Stai așa că ne batem aici un pic în trafic. De ce ai făcut? De ce n-ai dat prioritate? Are dreptate omul, ce să zic. Se mai întâmplă și de genul ăsta. Da. Băi, cam astea au fost întrebările oamenilor pentru Silvia. Destul de puține și în mare, așa ca să zic, n-au întrebat lucruri de ce grup folosești, cu ce cutie, da, bine, de ce rapoarte. Nu că oamenii vor să știe date tehnice și eu aș vrea să intru în aceste date tehnice cu ei pentru mașinile astea
care, pe care nu le vezi într-un număr atât de mare la un semafor. Și acum, ca să intrăm în discuție, ce motorizări s-au mai pus pe Silvia, să le spunem oamenilor? Ea a venit cu o motorizare aspirată, din câte știu eu. Adică există Silvia cu motor aspirat, cred că tot 2 litri. Tot 2 litri aspirat, da? Ok, vine cu o motorizare turbo de 2 litri red top, dacă nu mă înșel, cred că aia e de bază. Black top S14. Păi nu, cea mai slabă. Red top-ul e de 200 de cai și black top-ul e de 220, sau o chestie de genul ăsta. M-am uitat eu pe Wikipedia și pe toate lucrurile astea. Eu, ce puțin pe a mea, am avut un SR20D black top. Da. Și la mine tot black top e. Și știu că există unele cu variator în față pentru axa cu camere, un fel de gen Vitec. Da. Și unele fără variator. Fără, care erau pe S13, nu? Alea n-au ajuns și pe S14. Există același motor de SR20D și pe S15, da. Dar cu niște mici îmbunătățiri majore, adică cu map senzor și cu ceva forjat prin el. În sfârșit, nu vreau să fac niște afirmații de care nu sunt 100% convins. Ca suspensie, ce suspensie folosești? BC Racing. Da, asta am și eu. Știu ce folosești, dar te întreb pentru oameni, că probabil ar fi vrut să întrebe, dar noi postând materialul din scurt, ca să zic așa, poza cu mașina din scurt, nu s-au strâns suficiente întrebări și atunci mai bag eu de la mine ce ar vrea ei să știe. Blocant caz, ok. 1.5 way, gen, 1.5. Cum ai avut LSD-ul mașinii înainte de ea? Nu. N-ai avut, ai avut open. Da, îl am în cutie. LSD-ul ăla? Da. Ține-l acolo, că îl iau eu. Eu am schimbat unul. Și sunt cu cel dinainte nu eram foarte mulțumit, dar cu ăsta sunt mulțumit, e ok. Eu acum am problema că mașina are rapoartele foarte lungi, cutia de Skyline cu diferențialul de S14 fac ca împreună să fie rapoartele lungi și cred că voi trece pe diferențial de Skyline. Am înțeles. Și o să fie și ăsta de vânzare. Probabil că da. Eu mă bucur, știu ce. Da. Băi, dacă v-a plăcut materialul și dacă nu v-a plăcut, deci dacă v-a plăcut, share cu inimioară, cu love, cu uite-i pe băieți cât de tari sunt și ce treabă bună fac. Dacă nu v-a plăcut, tot share, cele mai urâte cuvinte, băi, ce de căcat sunt ăștia, ce, uite ce proști sunt, uite că au zis de black top și de red top, uite că nu se pricep la grupuri și la rapoarte și la diferențiale și vai de capul lor și așa mai departe. Pentru toată lumea există butonul de subscribe acolo, clopoțelul, să-l dați pentru ca să fiți primii, să nu mai comentez eu primul la filmulețele apărute pe YouTube. Și în rest ne vedem la următoarea mașină, tot la fel de comună, tot pe aici pe la semafor, tot. Mersi. Mersi și eu.